emoții, cât suspans! Doamne, ce meci intens a fost! Felicitări, vreau să spun felicitări. Cred că merită un rând de aplauze. Ai avut emoții? Emoțiile cred că au fost la public, nu la mine. Văd că antrenorul tău este aici alături de tine. Ai foarte mare susținere din partea lui. Da, vreau să-i mulțumesc foarte mult lui George, Madalin, Alex Zănoagă, știu că este și el în public. Le mulțumesc tuturor celor trei pentru că au fost alături de mine, ca și antrenor, partener de sparring și n-aș fi putut să ajung aici fără emoțiile, da. N-aș fi putut să ajung aici fără ei și fără pregătirea lor. Le mulțumesc. Ai avut emoții înainte să intre în cușcă sau ai intrat cu încredere și cu capul sus și convins că vei câștiga? Cum am spus și la conferința de presă, antrenamentul bate talentul. Și dacă te pregătești pentru orice în viață, cu siguranță vei avea succes. Dacă vrei să sari niște trepte, indiferent de domeniu, atunci o să dai greș. Vei continua antrenamentele și dacă da, cu cine vrei să fie următorul meci? Următorul meci. Cum am spus la conferința de presă, eu am decis să particip în RXF, deoarece mi-am depus dosarul la Serviciul Român de Informații. Sper că după acest meci i-am convins. Dacă nu, mai continuăm, dar eu nu-mi doresc să mă bat cu românii. După cum se vede, chiar dacă sunt de București, aici avem toată țara tatuată, da? Dacă este un competitor străin, cu mare drag. Dar, în schimb, totuși am o provocare. Te rog. Acum vin emoțiile. Îmi doresc foarte mult să o provoc pe o fată. Și nu pentru o simplă ruptă, ci pentru o luptă pentru toată viața, dar să fim parteneri, să luptăm împreună, nu unul împotriva celuilalt. Pe cine faci o cerere în căsătorie aici, acum? Momentan nu se află aici, am trecut și până bune și până grele și eu am arătat că până cele grele m-au ajutat, m-am întărit și sunt cu atât mai puternic acum. Și toți facem greșeli, dar important e să învățăm din ele și să trecem mai departe. Fata se numește Daniela Andreea Constandache. Eu cred și sunt sigur, de fapt nu cred, și Coca în viitorul apropiat. Iar dacă ea este destul de curajoasă ca să accepte provocarea pentru că a zis odată da, n-am apucat să-i dau inelul și atunci aia a fost greșeala mea, dar la următoarea întâlnire cu siguranță fiu pregătit. Și mai vreau să îi mulțumesc și lui Daniel pentru că a acceptat provocarea și se spune, mi-a spus Ioana să zic o melodie. În primul și în primul rând îi recomand acum o mică pauză că o să aibă nevoie și îi recomand, fiind și ghid de turism, Șinca Nouă, comuna Șinca Nouă din județul Brașov, unde am copilărit. Bravo, felicitări, mă bucur pentru voi, mă bucur, sper să îți accepte provocarea.